Salut, bă, șacalilor, ce faceți? Prieteni, după cum vedeți, un nou background acolo, frumos, cu lumini, cu de-astea. În sfârșit e bine, dar trebuie să-mi cer scuze dacă se aude prost. Ideea e că eu m-am mutat și pur și simplu mi-am uitat celălalt microfon în Bacău, acum stăm în București, dar dacă sâmbătă vreți să apară videoclipul cu noul meu apartament pe care sigur vreți să-l vedeți, ziceți un da în comentarii și eu dau inimă și facem. După cum bine știți, am mai făcut un episod intitulat mi-am rugat abonații să mă facă să râd 1, acum facem 2, n-am prea râs. Sperăm să râdem acum. O să mai facem multe clipuri de genul, așa că vă aștept pe serverul meu de Discord. Aveți link în descriere. Suntem vreo 7000 de membri, da, aici pe serverul Discord. Intrați și voi, eu mai intru cu voi, eu mai joc cu voi, mai vorbesc, link în descriere. Punem aici căștile corect corespunzător. Îmi trag și microfonul și în caz că nu se audă ok pe ăsta, o să-l pun doar pe ăsta, da? O să văd eu cum fac la edit. Salut, fă-mă să râd. Știi de ce este frig într-un agel de bătrân? Nu. Nu se strice legumele. Dar de ce începeți așa? De ce începeți așa dureros, bă? Fă-mă, te rog frumos, să râd. Știi de ce e frig în azil? De ce? Ca să nu înghețe legumele. Ai bă, mai fost unul înainte ca, bă, voi le luați de pe net, bă, ce e asta? Bă, ce jegoș. Bă, mi-a mai spus unul înainte, bă, nu mă lua pe mine cu de-astea. Bă, mă, te rog frumos, din toată inimioara mea să râd, te rog. Te întreb, ai deștept, inteligent, gen Smart TV. Stai. Bă, cap. Aragaz deșteptai, nu? Am. Hai. Ai rămas ultimul prost din casă, serios, acum. Aoleu, să moară, aoleu. Ban, direct ban. Bă, mă, să râd. Am întrebat 100 de români. Ce e mic, verde și face sfâr? Ce? Un copil în acest rufuric. Doamne iartă, mi-a plăcut super tare accentul tău, jur. Ești din Moldova? Nu. De unde ești? Brăila. Din Brăila? Bro, jura, asta a fost mai amuzantă decât gluma, bă. Începe fata mea cu și verde mic și să rotești într-o glumă verde. Știi ce am zis? Bă, am început, bă, mi-a plăcut accentul ăla, știi, de peste prut. Întreb, ești din Moldova, gen de peste prut? Nu, sunt din Brăila. Fă-mă să râd. De ce să mă alezi și pun câte un chibrit în fiecare ureche când se duc să facă baie? De ce? Ca să nu cad în canalul atunci când dau drumul la apă. Oh, de unde sunt așa de proaste, man, gen, de ce doar așa, gen, nu doare gluma, doare după ce o spui, știi ce zic? Gabi, te salut și te rog frumos să mă faci să râd, dar te rog frumos, zi o glumă bună, te rog din inimă. Cum se cheamă? Nu, stai, la început. Nu, gata, ok, începe. Tigrele și alergă prin pădure. Ce? O haită de castraveți. Dar de ce ai zis-o ca așa cum tu așteptai să râzi? Gen, te bufnea râsul. Pentru că în mintea mea era mult mai amuzant. Armando, ia să-l vedem pe Armando. Armando, ia fă-mă tu să râd. Dar repede, așa, la foc automat. Știi ce au în comun canibali și săraci? Ce? Nimic de împărțit. What the fuck? Stai, Armandole, de aici pleacă să nu te mai văd. Bă, what the fuck, cu oamenii ăștia, bro? De ce toți îmi zic de beciuri și de copii din beci care aprind becuri și își bagă chibrit în urechi? Zici și tu ceva, e simplu. Știți că e momentul ăla din episod în care eu trebuie să vă zic de codul, zic 10% reducere pe Foodshop, că vine iarna și așa, dar mai bine fac asta. Dacă vrei haine și sneakers super cool, intră pe Foodshop și alege orice produs îți place. Găsește mărimea, adaugă-l în coș și bagă codul SNEAK pentru o super reducere. Link în descriere. Ia fă-mă tu să râd. Te rog din inimă. Bă, ovaci croșetează. Ce fac? Stai, ce fac? Croșetează? Da. Ok, două ovaci croșetează, ok. Una spune: muuu. Cealaltă spune: vai dragă, dar mi-a luat vorba din gură. Ai inventat-o tu, zi-mi, te rog, ai inventat-o tu. Din moș strămoș, se aude de la bunici, de la sat, de la... De ce? De la străbunici asta, nu? Aaaa, nu mai pot! Ce cu glumă? Man, dar ce sens are? Bă, mă, să râd, te rog. De ce un bou se numește un bou? De ce? Pentru că n-am mai văzut printre vaci. Nu, stai, explică-mi de ce râzi. Pentru că e amuzant. Nu e amuzant. Salut, bro, te rog frumos din inimă. Fă-mă să râd, te rog. Ăia bătrân care vin de la păcănele și bea o sticlă albastră,
Iau spirit monavirus. Așa, continuă. Atâta. Cum a... Băi, o să intru pe canalul unde sunt ei să le amintesc ceva. Voiam să vă reamintesc că videoclipul se numește Fă-mă să râd. Nu, fă-mă să plâng. Mulțumesc. Fă-mă să râd. E gluma aia cu câinele? Nu. Adică, cum se numește un câine sărac? Cum? Cuțu. Cuțu? Da, știu, e proastă, rău. Bă, dar poate îi fi o prost, bă, dar poate chiar sunt eu prost. Cum se numește un câine sărac? Cuțu. Bă, măcar te ziceai sărăcuțu. Gen, asta era gluma, sărăcuțu, nu cuțu. Hello, greșit-o meu gluma. Era sărăcuțu, nu cuțu. Bă, mă, sărăt, băi, tată, bă, că am încredere în tine. Hai. Care e diferența dintre un camion plin cu mingi și unul plin cu oameni? Care? Mingile nu poți să le descarci cu furca. Bă, ce masochiști sunteți, bă! Am un server plin de masochiști, bă, să mă bată măicuța mea. Ieși afară, Dănuțule. Bă, mă, să râd, te rog. Cum își numește un canibal soția însărcinată? Cum? Kinder cu surprize. Ești tu ca să nu te dau eu afară. Nu. Este ireal. Este ireal ce se întâmplă. Nu pot să cred așa ceva. Băi, oameni buni, se numește abonații mă fac să râd. Nu abonații mă fac să plâng. Că nu e asta challenge-ul. Fă-mă să râd. Fă-mă să râd. Fă-mă să râd, te rog. Fă-mă să râd. Fă-mă să râd. Fă-mă să râd. Fă-mă să râd. Două vaci se întâlneau pe câmp. Ambele mâncau. Prima zice: mu! Cealaltă zice: vai, dragă, mi-a luat vorba din gură. Ești al patrulea care mi-e zice pe asta. Zim dacă, dacă pot să zic ceva mai mult de atât, pot? După cum puteți vedea, cam ăsta a fost al doilea videoclip din... După cum puteți vedea, cam ăsta a fost al doilea și ultimul videoclip foarte posibil din mi-am rugat abonații să mă facă să râd 2. De ce zic că s-ar putea să fie ultimul? Pentru că aparent abonații nu m-au făcut să râd, m-au făcut să plâng, să leșin, să mă simt nașpa. Vă mulțumesc, chiar mă bucur că ne înțelegem, adică noi chiar ne înțelegem bine rău. Deci în concluzie, dacă v-a plăcut și vreți să mai facem clipuri de genul, nu uitați să lăsați un like la videoclip ca să se strângă multe, ca să mai plângăm încă o dată pe un video viitor. Aveți serverul meu de Discord în descriere, aveți și canalul meu secundar de gaming, aveți și Instagram-ul și codul Snick 10 la 13 pe push-up în descriere. Yay! Și să vă mai zic, apă multă, faceți formul și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat! Pa, bă!